Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl vom cunoaște pe George Jiglău, lector universitar și unul din fondatorii proiectului O Masă Caldă. Bine v-am găsit, domnule Jiglău, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc mult pentru invitație. Spuneți-ne pentru început câteva cuvinte despre dumneavoastră. Majoritatea clujenilor vă cunosc de la proiectul O Masă Caldă. Dar cine este omul din spatele proiectului? Pe lângă activitatea de la O Masă Caldă, cred că ceea ce mă definește cel mai mult din punct de vedere profesional și personal până la un punct este activitatea pe care o am aici la facultate în calitate de lector în științe politice, de asta și suntem aici într-o sală a facultății. De altfel și proiectul O Masă Caldă a luat naștere tot aici în facultate, în urmă cu deja mai bine de 5 ani, când un grup de noi profesori și câțiva studenți am pornit acest proiect într-o joi, la fel ca joia de azi. De aceea spun că lucrurile sunt oarecum legate și ceea ce fac în restul zilelor săptămânii, în afară de ziua de joi când gătim pentru masă caldă, lucrurile merg împreună și ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă în activitatea mea și a colegilor de cadre didactice. Dar până să ajungem la povestea proiectului, să aflăm toată povestea, spuneți-ne câte ceva despre copilăria, adolescența dumneavoastră. Ați venit din Galați la Cluj. Da, sunt născut în Galați. Am venit în Cluj la 19 ani, ca student în această facultate la științe politice. De asta tot accentuez că e un lucru important pentru viața mea și pentru cariera mea. Iar de la 19 ani încoace sunt clujean. E interesant să am cumva așa un soi de dublă calitate, pentru că atunci când ajung în Galați, multă lume spune că sunt foarte ardelean, când sunt aici, ies din când în când la iveală lucruri specifice, să zicem, inclusiv în felul în care vorbesc și se vede că sunt din altă parte a țării. Mi s-a spus că, mai ales când mă enervez, iese la iveală un pic de accent de Moldova și probabil că e adevărat. Dar mă ajută foarte mult să fac comparația între felul în care arată Clujul, mai ales că eu am venit la Cluj în perioada, în 2002, când încă lucrurile erau altfel, ne amintim cum era Clujul în acea vreme. Și am putut să văd și felul în care a evoluat Clujul, cu acea perioadă, ce s-a întâmplat din 2004 încolo. L-ați simțit ca pe un oraș închis? V-ați simțit vinitură, cum zic unii? A, nu, n-am avut sentimentul ăsta. Există și azi, există puseuri de patriotism local, așa, aproape un soi de xenofobie locală, dar sunt excepții, deci în niciun caz nu e o caracteristică a orașului, a Clujului. Evident, e un oraș foarte deschis și asta nu e doar așa sentimentul meu, ci sunt toate aceste ierarhii, topuri care mai apar din când în când. Suntem cel mai prietenos oraș, am fost capitală europeană a tineretului, se întâmplă atâtea lucruri care vin despre comunitatea locală și care sunt cât se poate de inclusive. E loc de mai bine și săptămânile trecute ne-au arătat asta, dar Clujul niciodată n-a fost un oraș închis. A fost închis oarecum temporar sau artificial pe vremea aceea și asta ne arată cât de toxic poate să fie pentru o comunitate atunci când managementul la nivel politic, administrativ, e de slabă calitate. Și asta vedem și la nivel național, pentru că asta e problema majoră. Nu e potențialul societății românești sau a țării în ansamblu, ci e un soi de blazare, poate, dar care e indusă tot din cauza felului în care se face politică și, mă rog, felul în care arată elitele noastre. Asta cred că se vede foarte bine și la Cluj. Și ca să revin la comparația pe care pot să o fac în continuare cu Galațiul, am copilărit acolo, e un oraș destul de diferit de Cluj, da, pentru că e genul de oraș care și-a clădit o soi de identitate ca oraș monoindustrial pe vremea comunismului, care a trăit practic din asta, deși Galațiul ca oraș are o istorie destul de bogată în spate și care se leagă foarte mult de faptul că e Dunărea acolo și că la intersecția asta între Moldova, țara românească, Dobrogea pe vremuri. Avem practic un oraș de graniță cu vecinii din Est. Părinții dumneavoastră cu ce se ocupau?
Tatăl meu a fost militar de carieră și face parte din acea generație de militari care s-au autodisponibilizat în momentul în care România trebuia să se pregătea de intrarea în NATO și trebuia să trecem la armată profesionistă. Deci a fost militar de carieră, dar a și trebuit să renunțe mult mai repede decât alții la asta și asta a avut un impact destul de mare și asupra lui ca persoană. Era destul de prezent în viața dumneavoastră? Da, sigur. Părinții mei sunt un fel de clasă mijlocie românească, așa cum a evoluat ea din comunism, adică în niciun caz cu o stare materială deosebit de bună, din salariile pe care le aveau nu exista capacitatea de a merge, nu știu ce, vacanțe exotice. Mergeam în vacanță, mă rog, la țară sau cu familia în altă parte, dar vacanțe obișnuite, să spunem. Nu exista foarte mult potențial de a economisi sau de a gândi cumva pe termen foarte lung, în plan financiar. Dar, cam asta era clasa mijlocie atunci. Adică, totuși, era suficient ca să ai un apartament al tău și să-ți ții doi copii, pe mine și pe fratele meu, în școală și în facultate la Cluj, pentru că amândoi am venit la Cluj la facultate. Deci cam asta era familia normală, între ghilimele, tipică la momentul respectiv. Iar mama mea este electrician de profesie și acum sunt amândoi pensionari. Da. Dar părinții au fost așa cum au fost în toate familiile la vremea respectivă. Și care era atunci visul dumneavoastră? Ce v-ați fi dorit să faceți în viață? Am trecut prin multe faze, nici nu are rost să le reau pe toate, că unele sunt destul de, mă rog, simpatice, nu sunt cu tot o altă zonă decât unde am ajuns acum, dar ce pot să zic este că de când eram copil am avut un fel de interes în politică, îmi plăcea să mă uit la știri. Asta le spun acum și studenților sau când am ocazia să vorbesc cu elevi de liceu, pentru că indiferent de profesia pe care aș fi avut-o până la urmă, eu când am dat admitere la Cluj, am dat admitere și la Politehnică, deci cumva mă interesau calculatoarele. Și era un plan B, Politehnica. Dar nu știu care era planul A sau planul B, mă gândeam la ele în comun. Până la urmă, mă rog, din mai multe considerente, n-am urmat și Politehnică, am rămas doar aici. Dar ceea ce, deci indiferent dacă aș fi ajuns într-o carieră, să spunem, mai tehnică, ce cred că e important, și asta e un mesaj pe care cred că e important pentru toată lumea să-l înțeleagă, e că interesul în politică trebuie să fie acolo, pentru că politica e importantă și ne afectează pe toți, indiferent de cariera profesională pe care o avem. Adică nu trebuie să fii student la științe politice sau să predai la științe politice ca să te intereseze politica și să-ți faci, mă rog, neapărat o pasiune, dar un interes din asta. Dar de la ce vârstă vă preocupa politica? De obicei tinerii și copiii au alte pasiuni și hobby-uri. E mult spus că mă preocupa politica. Deci eu m-am uitat la știri aproape de când mă știu și argumentul de fapt aici cred că încă de pe vremea aceea aveam 6 ani jumate la Revoluție, dar erau desenele de seară care aveau niște știri lipite și cumva mergeau la pachet, că televizorul era pornit și, mă rog, ori erau desenele după, ori înainte. Și atunci cumva așa am început. Mi-am tăiat și acum imaginea de la Congresul al 14-lea, singurul pe care l-am prins, îmi amintesc Revoluția, deci era aproape ca un film, sigur. Cum ați trăit dumneavoastră? Din ce ați văzut Revoluția? A fost o perioadă interesantă pentru că tatăl meu, fiind militar, era mobilizat la garnizoană și noi în acele zile nu era acasă, pentru că trebuia să fie acolo și au fost câteva zile în care nu știam dacă va fi trimis la București și noi vedeam la televizor ce se întâmplă în București și, mă rog, că se moare pe capete din toate părțile acolo. Deci asta a fost un element suplimentar de tensiune față de alte familii în perioada aceea, dar ce mai amintesc e un sentiment general în jurul meu de bucurie și de speranță. Asta mă amintesc la Revoluție și ne uitam la televizor, deci era toată drama asta care se întâmpla. A fost momentul sinistru cu împușcarea soților Ceaușescu, care a fost transmis și e foarte vie amintirea asta în memoria mea. Dar lumea spera că acum va fi mai bine. Până atunci nu simțisem că cumva e rău sau că lumea simte că ar putea fi mai bine. Era cum era. Dar atunci... Dar ați prins și dumneavoastră acele, mă rog, perioade sau momente când se stătea la coadă după o sticlă de lapte. Sigur. Deci ați fost dus și dumneavoastră de către părinți. Sigur, da, îmi amintesc lucrurile acelea și cred că sunt o amintire prețioasă acum, nu că cumva să luăm partea bună din... Sunt o amintire prețioasă pentru că și când eram copil, și asta le spun și copiilor mei acum și le spun în general celor care n-au prins deloc vremea aceea, suntem și pentru că ne plângem foarte mult de ce se întâmplă.
Acum, sigur, când ești copil, ești fericit din oficiu. Nu pot să zic neapărat că prin definiție, m-au afectat foarte tare lucrurile respective, dar trebuie să conștientizăm că acum lucrurile stau mult mai bine decât atunci. Și eu pot să spun asta pentru că cu mintea pe care o aveam atunci și din ceea ce pot să înțeleg acum, diferența e enormă în ceea ce privește calitatea vieții. Acum, sigur că se poate mult mai bine și acum și avem multe motive pentru care să fim frustrați, dar dacă ne uităm de unde am plecat și unde suntem acum, chiar dacă puteam fi mai departe, lucrurile s-au îmbunătățit major și de asta spun că pentru mine e un avantaj oarecum că am reușit să prind și vremurile acelea. Și vă ajută în proiectul de astăzi, mă gândesc. Mă ajută și în proiectul de astăzi. Acum, proiectul de astăzi, da, deci proiectul pe care îl facem cu masa caldă, poate că îl putem face, sau poate nu l-am putut face în vremuri precum acelea. Sigur nu l-am putut face ca să venim mai încoace dacă am fi avut astfel de idei cu administrație precum cea de până în 2004. Pentru că aici, trebuie să spunem lucrul ăsta ori de câte ori e nevoie, am avut susținerea, acceptul, cumva, pentru că ne-am început să gătim în piața muzeului, în cantina primăriei. Deci primăria a fost de la început de acord să ne lase să facem lucrurile astea. Și de asta spun că dacă eram într-o altă epocă, nu neapărat aceea, ci mai aproape de noi, probabil că nu s-ar fi întâmplat acest proiect, oricât entuziasm sau oricâte donații sau câți voluntari ar fi în jurul nostru, dacă nu exista acordul acesta. Și avem experiența și din alte orașe unde se face, unde am extins proiectul la masă caldă, unde a fost mult mai greu cu primăriile. Și e important să ai acordul primăriei. Dar proiectul la masă caldă este, sau se adresează unei categorii de beneficiari care, din păcate, există în toate societățile democratice și nedemocratice, da? Dar nu înseamnă că atunci erau mai mulți și acum sunt mai puțini, sau că lucrurile sunt fundamental diferite în ceea ce privește genul acesta sau existența printre noi acestui gen de oameni. Dar, ca să revenim puțin și în trecut, îmi spuneați de atracția față de știri, față de ce se întâmplă în lume, aveați și un fel de afinitate pentru cei nevoiași? Adică erați genul de copil care împărțea cu ceilalți, care ajuta? N-am fost foarte expus la astfel de probleme. Adică în jurul meu și, mă rog, prietenii din copilărie, cei din bloc erau ca mine, era același gen de familie. Deci n-aș zice neapărat că aveam o inclinație de genul ăsta. Ce pot să zic este că am început să voluntariez destul de repede. Deci în liceu deja am trecut prin multe experiențe și cred că eram la final de clasa 10 când am început să lucrez așa mai temeinic cu organizație de mediu din Galați. Acolo a fost, practic, prima experiență mai consistentă de voluntariat și care cumva mi-a dat direcția asta de a mă uita. Și de ce v-ați înscris atunci? Pentru că aveam nevoie de o preocupare în timpul liber, adică aveam prea mult timp, cred că asta a fost. Și erau mai mulți colegi din clasă, din liceu, care se duceau deja acolo sau, în fine, ne-am dus așa ca un grup, să spunem. Și cred că asta a fost o chestiune de socializare mai degrabă. N-aș putea zice că mă preocupa soarta planetei și de asta m-am dus eu la organizație de mediu, cred că mă interesa așa în... Deci erau activități teoretice, pur teoretice? Nu, făceam lucruri foarte concrete, dar era o chestiune de socializare, așa a început. Și după aceea te prinde toată povestea și am stat acolo până am plecat din Galați și în momentul în care am ajuns aici, am început direct și aveam avantajul că în facultate la noi funcționa clubul de la Cluj al Asociației Pro-Democrația, deci cum era organizată asociația atunci, și a fost firesc să mă duc să încep să lucrez acolo. Mai ales că am prins perioada aceea 2000, nu știu câte lumea își mai amintește, 2002-2003, înainte de alegeri din 2004, când Asociația Pro-Democrația era cam cea mai importantă asociație de societate civilă pe zona de politică, să spunem. Și ce rol aveați dumneavoastră? Ce făceați concret? Eram voluntar. Și ce am făcut concret, și asta e o activitate care s-a întins pe mai multe luni și care se leagă cu ce facem în zilele acestea, deci ce am ajuns eu să fac acum, e că strângeam semnături pentru, mă rog, îi se spunea de atunci vot uninominal. Era vorba de un sistem electoral diferit decât ce aveam atunci și pentru noi ca studenți la științe politice, pentru că mai eram și cu alți colegi. Era o activitate așa în care puneam chiar pasionantă, deci puneam suflet și mi-am amintit și acum discuțiile pe care le aveam pe stradă cu oameni și genul acesta de atitudine de multe ori blazată față de politică în general, că lasă-mă copile, mă iei tu, că toți sunt la fel.
Dar ce întrebări le puneați? Îi rugam să semneze, deci e o inițiativă cetățenească de susținerea unei legi electorale noi, la momentul respectiv, cum o gândise asociația. Și oricând lumea auzea că vrem, că îi oprim pe stradă ca să vorbim despre ceva legat de politică, de multe ori, sigur că eram și tineri și simpatici și atunci lumea, de dragul nostru, semna repede, dar de multe ori intram în discuții dintre acestea despre ce rost are politica, oricum e degeaba, și pentru noi ca studenți și preocupați pe termen lung, să zicem, de problemele astea, era ceva foarte interesant să socializăm cu astfel de oameni și frustrant de multe ori, evident, dar ei de multe ori erau înduioșați oarecum că, uite, niște copii tineri, studenți, chiar cred în lucrurile despre care vorbesc aici și ajungeam să-i convingem. Deci asta a fost o... Eram în anul 1, anul 2 atunci. Era ușor să înțelegeți politica atunci. Cine v-a inițiat? Niciodată nu e ușor de înțeles politica, pentru că politica, pe de-o parte, e fenomenul în sine, instituțiile, așa, un pic mai teoretic, să zicem. Asta nu e neapărat foarte greu de înțeles. Pe de altă parte, e făcută de oameni care adeseori se abat foarte tare de la tiparele pe care noi încercăm să le învățăm despre politică și din cauza asta e mereu o tensiune care e greu de transmis. Deci ce ați învățat în facultate nu prea se regăsea în viața reală. Se regăsește, dar pentru noi, pentru că suntem înzestrați în facultate cu un aparat critic mai sănătos, e ceva mai simplu, dar în momentul în care încerci să explici oamenilor care sunt dintr-o altă zonă lucrurile astea și eventual care n-au nici interesul acela despre care vorbeam mai devreme în spate, automat devine mai dificil, pentru că e foarte ușor să pari prea abstract, că vorbești din cărți și fine, sau ajungi, ca să vorbești cumva pe înțelesul lor, să intri într-o discuție din asta care de multe ori poate fi polemică despre unul sau altul un politician și nu e un loc bun din care să... Și ce faceți când se iscă o polemică? Vă retrageți sau de obicei susțineți punctul de vedere? Ce încerc să fac e să înțeleg punctul celălalt de vedere, cred că este cel mai important. Adică marea problemă a societății românești acum este că lumea fie se retrage, fie o ține pe-a lui. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă inclusiv zilele astea, ce se întâmplă de câțiva ani, de fapt, că avem proteste în fiecare an, avem două tabere care sunt tot mai departe una de cealaltă, care strigă tot mai tare și oricine nu strigă, dar vrea să vorbească despre lucrurile astea pe un ton mai așezat, fie nu se aude pentru că strigă ceilalți, fie considerat automat partizan cu tabăra cealaltă, chiar dacă nu e vorba despre asta. Și asta e, de fapt, marea dramă a ceea ce vedem zilele astea. Deci, pentru mine, miza... Și spun și acum, pentru că vorbesc de zilele astea despre subiectele astea, că spre agenda. Miza nu e să pleci un politician sau altul, sau niște legi în sine. Sigur, toate sunt importante, luate separat, dar marea problemă a noastră e această dinamică din interiorul societății, care e extrem de păguboasă. Dumneavoastră ați dorit să ajungeți în parlament, în guvern? Ați avut visul ăsta? Când am, să ocupați o funcție? Când am venit la științe politice, era anul 2002, era oarecum pe val ca subiect. Deci da. Erau mulți care se orientau spre domeniul de științe politice, pentru că exista sentimentul ăsta, erau și niște facultăți relativ noi, nu doar la Cluj și celelalte orașe mari. Dar exista sentimentul ăsta că dacă vrei să faci politică, să ajungi în politică, trebuie să vii la științe politice. Și repede mulți și-au dat seama că nu e chiar așa. Deci poți, ca o posibilitate de carieră, să faci și asta, dar la științe politice înveți despre fenomen în sine, înveți să-l înțelegi și nu neapărat că dacă faci asta o să ajungi politician. Mie mi-ar plăcea foarte tare ca cei care sunt în Parlament să fi trecut toți prin facultăți de științe politice, eventual printre a noastră, dar cred că ne-am restrânge, ne-am limitat un pic nivelul de competențe și de înțelegere pe care le avem în Parlament sau în Guvern. Dar dacă ați avea șansa, ce minister ați alege? Nu pot să mă gândesc așa de departe. Deci nici nu mi-am dorit neapărat foarte tare o carieră politică. Dacă, nu știu, viața mă va duce într-o direcție de genul ăsta, n-o să fug de ea. Deci cred că e important ca lumea să înțeleagă că politica nu e în sine ceva rău, devine ceva rău dacă e făcută prost, cu efecte pentru toți. De asta e important că toată lumea să fie interesată și cea mai importantă formă de participare în politică e, ok, mulți ar zice mersul la vot, dar până la mersul la vot e a fi interesat. Pentru mine miza e nu neapărat să fac eu politică, să iau decizii, deci n-am aspirații de genul ăsta să am putere politică să fac cu tare sau cu tare lucru. Cred că mulți putem face multe de la nivel de comunitate. Masa Caldă e un exemplu.
Și mai sunt atâtea proiecte în Cluj, în jurul nostru, care se întâmplă și construite fix pe același mecanism, pornit cumva de la firul ierbii și care ajung să se extindă așa foarte organic, să spunem. Pentru mine asta e tot o formă de a face politică, într-un sens mai larg. Și despre asta încerc să vorbesc și asta e ideea pe care vreau să o transmit studenților noștri, în primul rând, și tuturor celor care am ocazia să interacționez. Și ca să revenim la ideea de polemică, dincolo de interes, e foarte important să înțelegem că și în politică, la fel ca cu privire la alte subiecte din jurul nostru, există diversitate de opinii, adică unii oameni gândesc altfel, au altă orientare ideologică sau pur și simplu le place un alt partid sau un alt politician și asta nu în sine ceva rău. Deci trebuie să ascultăm argumente de toate părțile. Suntem diferiți. Și faptul că noi acum, sau vocile dominante, nu neapărat majoritate, e vorba de niște mase critice pe care le vedem în societate, promovează o dinamică care, din contră, merge extrem de polemică și de polarizatoare și dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea, e extrem de dăunător. Dacă reușesc eu cumva să ajut la a combate atât cât pot, mă rog, sau să convinc și pe alții să aibă genul ăsta de abordare, pentru mine asta e tot o formă de a face politică. Până la Parlament sau la Minister, nu știu, dacă cineva va crede că-s destul de potrivit pentru asta, să-mi spună, dar nu, asta e scopul meu neapărat. Dacă v-aș ruga să vă descrieți în 2-3 cuvinte, ce ați spune despre dumneavoastră? Ce adjective sau ați alege? Nu știu, probabil că sunt căpățânat. Hai să zicem perseverent, ca să fie varianta pozitivă de la încăpățânat. Încerc să nu mă dau bătut ușor, adică în momentul în care mă implic într-un lucru, încerc să-l fac serios și până la capăt, oricare ar fi acela, deci să nu oscilez prea mult, asta cred că e... Și nu e ușor. Asta și pe planul personal și cel profesional. Sigur, deci... Motive de a ne frustra sau de a ne blaza, iarăși gândindu-mă la politică în sensul larg, deci să iau din perspectiva asta, inclusiv cu masa caldă, deci obstacole au mai fost de-a lungul timpului. Sau când vorbim despre chestiuni de natură politică, motive de frustrare avem nenumărate și eu le simt, deci e un efort care, sau un soi de luptă internă așa, pe care trebuie să o dăm mereu ca să continuăm cu ceva la care ne-am înhămat. Deci, per total, aș zice că asta ar fi. Încerc să fiu perseverent, nu-mi ies întotdeauna, dar din toate celelalte, cred că derivă cumva din asta. Și am și o curiozitate. În studenție, cum se distrau studenții la științe politice? Ce făceați în timpul liber? Cred că alți colegi de-ai mei sunt mai în măsură să vorbească despre asta. Păi da, iarăși, studenția a fost o perioadă interesantă, pentru că practic a fost împărțită în două și acum îmi dau seama de lucrul ăsta, că inclusiv în felul în care socializam a contat mult, că primii 2 ani de studenție au fost în perioada veche a orașului și următorii 2 în perioada nouă, deci pentru mine și pentru colegii mei în momentul alegerilor din 2004. Acum poate sună așa un pic plictisitor ce zic în termen de distracție, dar pentru mine a fost foarte distractiv și a fost o perioadă care a durat multe luni. Alegerile locale și parlamentare din 2004 a fost o perioadă de socializare foarte intensă, pentru că am mers la observat alegeri, mulți colegi s-au implicat inclusiv în partide la momentul respectiv. Deci a fost cam un an atunci în care noi ne-am cunoscut între noi mai bine, în care cred că ne-am setat cumva niște idei de natură politică care ne-au construit, dar făcând asta nu la școală, la curs sau la examen, ci prin discuțiile dintre noi. Iar înainte, deci după 2004 încolo, practic orașul s-a deschis foarte mult. Cafenele, cluburi, în fine, cluburi mai erau și... Vă interesau? Mergeați puține în cluburi, cafenele, la teatru? La teatru... Mergeam, nu pot zic că... Da, ne întâlneam destul de des. Nu pot zic că eram mare fan de cluburi. Mai mergeam, nu mă simțeam neapărat foarte bine. Prefer să pot să mă aud cu oamenii când vorbesc decât să fie muzica dată foarte tare în jurul meu. De asta spun că nu neapărat cluburile erau locul în care ne întâlneam, dar socializam destul de des. Dar înainte de acel moment 2004, orașul era mult mai puțin ofertant în lucruri pe care le puteai face în termen de socializare. După s-a schimbat foarte tare, plus că noi am prins o perioadă de 4 ani de studenție, nu majoritatea 3 ani, cum e și aici acum, după ce s-a schimbat sistemul, deci am avut mai mult timp împreună, să zicem. Deci noi
Ce vreau să zic e că noi, de la științe politice, cred că aveam un alt fel de a ne distra decât alții, nu știu, din alte zone, care poate aveau și ei felul lor specific, profesional, așa, de a se distra. Dar pentru noi, atunci, sau acea perioadă în care am strâns semnături, când eram cu colegii mei, am mers prin alte orașe din țară la un moment dat, mi-am amintit și acum când am strâns semnături în timpul festivalului medieval de la Sighișoara la momentul respectiv, care a fost o experiență foarte interesantă, pentru că erau oameni foarte, veniți acolo pentru distracție și noi băteam la capul chestii de natură politică, deci eram din alt film cumva și lumea se uita la noi așa, că ce-i cu voi aici și lăsați-ne cu de asta, după care începeau să-i prindă și pentru noi asta totdeauna a fost o experiență foarte interesantă, deci dialogul ăsta cu oamenii care... În sine a fost și pentru mine, care nu eram neapărat, să zicem, foarte sociabil din fire, a fost așa o modalitate de a dezvolta personalitatea, să zicem. Da, deci cam asta a fost studenția, a trecut destul de repede, dacă mă gândesc acum. Și după aceea ce a urmat? Pot să vă întreb și în ce context v-ați cunoscut soția? Eu cu soția mea am fost colegi de clasă în liceu, deci atunci ne-am cunoscut. Și ne-am căsătorit după anul 3 de facultate, eram amândoi la Cluj, era studentă la medicină și a fost destul de, mă rog, cale dreaptă la momentul respectiv. Iar după facultate eu am plecat un an la Budapesta, la Universitatea Centrală Europeană la masterat. Și încă un moment interesant pentru mine a fost că tot din anul 3 am început să lucrez în presa locală, care iarăși a fost un moment de în care lucrurile s-au schimbat. Nu, pur și simplu căuta ceva de lucru la momentul respectiv. Nu mi-am propus niciodată să ajung jurnalist. Așa. Dar așa s-a nimerit. Era un anunț în ziar, m-am dus, am dat un interviu. La Ziua de Cluj am lucrat în studenție și am lucrat până când am plecat la Budapesta la masterat. Și în momentul în care m-am întors din Ungaria, m-am întors și în presă cu jobul. Am continuat cumva și cariera academică. Din 2010 am început doctoratul și atunci a fost cumva o reconectare mai puternică la zona academică. Dar perioada de presă de 4-5 ani cu acel an de pauză, pentru mine iarăși a fost definitorie, pentru că mi-a dat posibilitatea să văd și o altă, sau să privesc fenomenul ăsta pe care îl studiez și academic și ca cetățean, dar să văd și din partea... Cealaltă baricadă, deci cât mai obiectiv. Da. Și cum era perioada? Adică ați spus că v-ați spus dus pur și simplu la interviu, nu aveați pregătire, v-ați dus ca să scrieți pe politică, pe teme politice? Da, deși inițial începusem să scriu pe alte teme, dar da, asta era scopul și a fost un interviu, da, a fost un interviu și un soi de test scris, să-mi amintesc acum, în care eram pur și simplu, ok, rugat să scriem o știre și mi s-au pus niște întrebări mie legate de politică la care îmi veneau foarte fire să răspund și probabil că asta a și ajutat la momentul acela. A fost o perioadă interesantă pentru că, sigur, am avut norocul oarecum sau contextul acesta al presei de la Cluj, care e mai dezvoltată decât în alte părți de provincie, să zicem. Nu la fel de dezvoltată, că nu are cum să fie la fel de dezvoltată ca la București, piața de media. Dar la momentul acela, iarăși era anul 2005, când am început eu să lucrez în presă, era imediat după alegerile în care venise Alianța, da, cu Traian Băsescu. Piața de media și sentimentul general, să spunem, încă era sub puternica influența perioadei Năstase de dinainte, în care presa a trecut prin multe încercări și lumea oarecum își revenea, sau era o perioadă de reașezare, să zicem, și am putut să fiu martor așa din plin la lucrurile respective și în redacția aceea. Dar a fost o perioadă foarte bună pentru că am cunoscut mulți oameni de calitate și care mă bucur că mulți dintre ei, inclusiv astăzi, sunt în continuare în presă și mă bucur și că am cunoscut, pentru că asta e o chestiune pe care o urmăresc și când am fost redactor șef mai târziu, o urmăream la cei cu care lucram ca redactori. Vreau să văd că cei care lucrează au și capacitatea de a avea ceva în spatele carierei de jurnalist, adică interesul de a fi jurnalist e cumva o reflexie sau o manifestare a unui interes mai larg într-un anumit domeniu sau unei competențe mai largi. Și, practic, genul ăsta de abordare cu privire la jurnalism, acolo am dobândit-o. Deci de asta spun că m-a ajutat și mai târziu când am trebuit să conduc o redacție și
Practic asta le spun și studenților acum cu privire la o carieră de politician sau de analist politic, să zicem. Deci poți face sau poți să fii jurnalist, poți să scrii despre ceva bine, nu neapărat pentru că ai un, da, ai un stil bun și îți vine ușor să scrii sau, foarte important, nu știu, știm să punem bine cratimele și virgulele. Dar pentru că să ai un background în domeniu. Da, competența asta îți vine de undeva, dintr-un interes mai larg pe care o poți, o ai acolo și dacă mâine poate nu o să mai lucrezi ca jurnalist și o să lucrezi într-o instituție pe domeniul respectiv. Deci e un soi de flexibilitate care cred că e foarte importantă și asta am căutat să o am eu în primul rând și cred că m-a ajutat pe mine, cum ziceam, interesul ăsta mai general pe care l-am în politică. Și cum ați echilibrat viața personală cu cea profesională? Și presa mănâncă mult timp, mă gândesc că și cariera la catedră. Sigur. Am mâncat foarte mult timp în perioada în care eram redactor șef și zilele de lucru începeau la 9 și se terminau la 12 sau chiar mai târziu noaptea. Și atunci încă nu erau copiii pe vremea aceea, deci poate că era un pic mai simplu din punctul ăsta de vedere, dar cu siguranță nu era ușor pentru nimeni și nici pentru colegii mei și nici pentru noi, dincolo de familii. Acum poate că e ceva mai simplu pentru că programul zilnic e guvernat oarecum și de copii, adică pentru mine știu că ziua se termină la 4, eventual 5, pentru că trebuie să-mi iau fetița de la grădiniță și atunci asta e, fac cât pot aici, eventual mai recuperez acasă dacă am posibilitatea, dar întotdeauna o să fie, adică nu cred că va fi un echilibru perfect în care să fii mulțumit cu toate, fie dacă petreci foarte mult timp în familie, ești bucuros de asta, dar simți că e ceva ce mai aveai de făcut. Dacă petreci foarte mult timp și investești în carieră, cariera și important, te frustrezi că nu poți petrece mai mult timp acasă. Și tot timpul o să încercăm să le echilibrăm și niciodată nu o să ajungem, cred, la echilibru perfect. Dar aici e vorba și de munca în echipă, care cred că ajută foarte mult. Vă susține soția dumneavoastră? Sigur, ne susține reciproc, pentru că și are o carieră solicitantă și foarte, foarte frumoasă și e bine că reușim să găsim o dinamică care să ne permită fiecăruia să fim și părinți și, mă rog, profesioniști în același timp. Și cum e să trăiești o iubire din liceu? Cum e odată cu trecerea timpului? Se transformă lucrurile, evident. Și cred că ce e important e că atunci când lucrurile se rodează, deși mulți poate că înțeleg în sens negativ lucrul ăsta, așa că e un soi de rutină și asociază ceva rău cu asta. Cred că rutina asta e foarte importantă și mai ales atunci când îți dă liniște. Când dispare rutina sau e o transformare de genul ăsta, atunci practic e o perioadă de reașezare, când, nu știu, schimbi locul de muncă sau ai mai mult de muncă, să zicem. Și cred că în momentul în care reușești să ajungi la o rutină dintre asta care să te asigure stabilitate, asta e lucrul cel mai important. Evident că nu mai e ca în liceu, că n-are cum să mai fie ca în liceu. Deci nu-i la fel, n-aș spune nici că e mai rău, nici că e mai bine, pur și simplu e altfel. Și faptul că se ajunge la lucrurile astea printr-un consens și prin, mă rog, lucruri în echipă, cum spuneam, cred că asta e cel mai important. Apropo de lucruri în echipă, cum sunt voluntarii de la O Masă Caldă? Cum se lucrează în acest proiect? Voluntarii de la O Masă Caldă sunt foarte diverși, adică avem tot felul de oameni. Acum, bucătăriile noastre au fiecare un specific al lor. Noi am început acum 5 ani cu 50 de porții. Dar cui a venit ideea? Ce s-a întâmplat de fapt ideea atunci? Ideea originală a aparținut cu colegii mele, Cosmina Paul. Deci Cosmina, care între timp a mutat proiectul la București după ce s-a mutat și acolo. Atunci eram colegi la facultate și oarecum întâmplător, să zicem, într-o zi trecea prin piața muzeului și a văzut un grup de oameni adunați în fața Bisericii Franciscane, care mai împarte uneori lucruri și a discutat cu preotul de acolo și a întrebat cumva cum poate să ajute, pentru că vedea că oamenii aceia primesc tot felul de lucruri și a zis că ar avea nevoie de o masă caldă. Și atunci a fost scânteia. Practic ea a făcut demersul rapid către primărie, care, repet, spre meritul ei a fost imediat și fără niciun fel de piedici birocratice excesive, în fine, au fost niște pași acolo care s-au derulat foarte rapid, ne-a dat acces în cantina primăriei din piața muzeului și de atunci, fiecare joi de la 2 la 4, deci asta era, și a rămas cu joia în Cluj. De atunci s-au deschis mult mai multe bucătării. La
În momentul respectiv eram noi profesorii din facultate, cei câțiva studenți care au început să tot înmulțească și treptat lumea a început să afle despre noi și începeau să vină oameni din toate părțile. Deci proiectul a început cumva în interiorul facultății, dar s-a extins repede dincolo de granițele facultății. Și profesorii își pun șort și gătesc cot la cot cu voluntarii. Bineînțeles. Și noi suntem voluntari, deci toată lumea e voluntară acolo, nu mai contează că cine e profesor sau altceva. De când ne-am extins în mai multe bucătării și de când s-a deschis această parte a clădirii a Facultății de Științe Politice și avem cantina noastră, se gătește în continuare în piața muzeului unde e colega mea Raimonda, iar eu gătesc aici împreună tot cu studenți preponderent. Câte uneori mai avem și alți voluntari care vin din alte părți, dar de cele mai multe ori sunt studenți. Deci eu cel mai mult lucrez cu studenții, dar în alte bucătării sunt în continuare oameni foarte diversi. Sunt multe companii care vin ca la un soi de team building. Oricum, activitățile de voluntariat sunt promovate în firmele serioase, să spunem. Deci aproape că ești încurajat ca o dată pe lună sau în fine cum e sistemul lor în interior să-ți iei nu neapărat liber, dar să te duci să faci voluntariat pe ceva care e diferit de jobul pe care îl ai și sunt multe firme în Cluj care fac asta. În București la fel, sunt mulți care vin. Sunt oameni care pur și simplu vor să se lipească de noi și vin să ajute, așa în nume propriu, să spunem. Și dacă nu te pricepi la gătit, dumneavoastră știați să gătiți când a început proiectul? Deci eu gătesc și îmi place și mai ales când am timp și eu m-am alăturat proiectului în săptămâna a doua, deci colegii deja găteau de vreo două și am zis, uite, și mie îmi place, Cosmina, dacă aș putea să vin și eu, dar sigur vin. Și chiar m-am încurajat să vin cumva cu o rețetă și eu m-am luat așa foarte în serios, mă gândeam că odată trebuie să vin, după care vine altcineva și cumva devine responsabilitatea mea să mă gândesc la rețetă de fiecare dată. Deci niciunul dintre noi nu e bucătar profesionist, asta e important de zis. Nicăieri nu lucrăm cu bucătari profesioniști. Există un soi de, mult spus, coordonatori ai cantinelor, să spunem, care organizează echipele de voluntari, fac cumpărăturile. Eventual se gândește la rețeta, de multe ori vin voluntarii cu rețetele. Toți suntem pasionați de gătit, mai mult sau mai puțin. Acum unii gătim mai mult acasă și, să zicem, ni mai la îndemână să facem lucrul ăsta, dar cine nu se pricepe la gătit, tot se pricepe la tăiat morcovii sau ceapa sau curățat cartofi. Asta ajutor în bucătărie. Oricine sau să amestece în oală când e nevoie sau să pună mâncare în caserole sau... Deci nu e vorba de a te pricepe sau nu te pricepe la gătit. E cineva acolo care e oarecum, nu știu, la comandă pe perioada respectivă, dar dincolo de asta toți oamenii toți voluntarii sunt la fel sau tratați la fel sau nu le cere nimeni să demonstreze că se pricep la gătit înainte să vină. Deci oricine e chiar binevenit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal o masă caldă bună? Masă caldă bună. O masă caldă bună e genul de masă caldă pe care o dăm noi, adică o masă caldă care să fie suficient de consistentă. Acum noi gătim pentru categorii diverse de beneficiari. Avem și copii, avem și vârstnici, avem și oameni ai străzii. Multă lume se gândește că sunt doar oameni ai străzii, dar nu sunt doar oameni, sunt și oameni ai străzii. Când e iarnă, automat nevoile sunt altele. Deci, de la bun început, tot ceea ce gătim în fiecare zi, când gătim, trebuie să aibă carne, trebuie să aibă ceva legume și să aibă carbohidrați. Deci întotdeauna e piure, mai de mult orez, pentru cine pe la noi e un pic mai dificil cu orezul, dar da. Genul acesta de carbohidrați, cușcuș facem destul de des și lângă asta trebuie să fie carne și de aproape întotdeauna sunt și legume. Varia mai simplă, iar deci e mai dificil cu orezul? Se lipește? Se mai lipește, da. Depinde mult de oale. Asta am învățat-o pe pielea noastră în moduri foarte dureroase uneori. Dar bine, pentru dumneavoastră personal, când vă așezați la masă acasă, care e felul preferat? Ce înseamnă o masă satisfăcătoare bună? Eu mănânc cam orice, deci... Și chiar nu sunt deloc mofturos la mâncare, deci mă bucur că dacă am acces la mâncare bună, oricum ar fi, sunt la fel de fericit. Îmi place mâncare, asta e o dificultate aici, că îmi place mâncare ceva mai condimentată și am tendința să mai scap uneori, pe care mi-am că gătim pentru copii și mai primeam așa, s-a întâmplat să mai primim când un telefon timid și știți, un pic mai puțin piper dacă s-ar putea, ok. Dar n-aș zice așa să pun exact o denumire, că mănânc cam orice, lumea știe, deci cei din jurul meu știu asta despre mine, că sau mai ales dacă ajung într-o vacanță undeva sau într-un restaurant, mă uit după lucrurile ceva mai exotice, poate că asta îmi zice soția mea, că dacă deschide meniul, se uită la ce e mai ciudat pe acolo și știe că eu o să-mi iau.
Dar, da, deci o masă caldă e una care să fie, în primul rând, depinde mult cine-i, cui se adresează, repede. Deci trebuie să fie, în primul rând, consistentă, să te satisfacă la modul așa foarte concret, pentru că, iarăși mă gândesc la beneficiar, mai puțin la mine. Oamenii aceștia, deci, pentru mulți dintre ei, ați fi foame, e ca un soi de mod de viață. Nouă, când ne e foame, pentru cei mai mulți dintre noi, mergem repede la frigider sau la magazin. Pentru ei, pentru mulți dintre ei, un mod de viață, senzația aia enervantă de foame. Noi o rezolvăm repede, dar ei trebuie să trăiască cu asta. Deci, pur și simplu, trebuie să fie consistentă, să-ți ajungă. Asta mă gândesc. Și sigur, să fie și hrănitoare. Și cu 10 lei, aproximativ, hrăniți 5 oameni? De la început, ideea a fost cu 2 lei pe porție. Și noi, când am început, nu aveam nimic. Deci eram noi cu acel spațiu, nu aveam donații, nu aveam bani, nu aveam nimic. Puneam noi de la noi ca să adunăm, pentru că știam că sunt 50 de beneficiari, să avem 100 de lei pe săptămână, îi cheltuiam și o luam de la capă. De fapt, era chiar mai puțin, pentru că din aia 100 de lei trebuia să mai luăm și caserole. Și de atunci am învățat, și asta ne ajută foarte mult până azi, am învățat să facem cumpărăturile într-un mod isteț, adică vânăm promoții. De multe ori, și acum, atunci era mai puțin, acum din ce în ce mai mult, mai toate marile magazine au acele spații cu produse care sunt prag de expirare. Noi mereu facem cumpărături în ziua în care gătim. Și atunci, dacă e niște carne pusă la reducere că expiră mâine, pentru noi e perfect, că e mai ieftină, da, e garanție și o aruncăm direct în oală. Vara, mai ales când putem merge la piață, sunt roșiile frumoase care sunt pe tarabă cu 6 lei kilul, dar mă uit sub și văd că sunt unele un pic mai puțin frumoase cu 3 lei kilul și mai bine le iau și le pun în oală, deci nu trebuie să fac expoziție cu ele. Și în felul ăsta am reușit să ne încadrăm în acest buget de 2 lei pe porție pe care îl avem până azi, deși acum stăm bine cu bugetul datorită celor care fac constant donații. Dar e ceva mai dificil, că știm cu toții, inflația crește chiar mult în ultima vreme, dar putem merge până spre un 2,5, să fim relaxați. Asta e iarăși meritul celor care fac donații. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când sunteți implicat în acest proiect? A fost ceva de genul înainte și după, o schimbare dramatică? N-aș zice că e o schimbare atât de dramatică, pentru că am integrat oarecum programul zilnic. Deci este această zi de joi în care știu că am pe cap masa caldă, fie pentru că mă ocup eu de cele mai multe ori, fie că dacă nu sunt în oraș sau am colegii cu care comunic și am încredere că se întâmplă lucrurile cum trebuie. Felul în care... Deci ce mi se pare mult mai evident acum, cumva mi-a crescut încrederea în oameni, hai să zicem așa, poate sună pompos ce spun, dar e un proiect care a început de la un grup de 7-8 oameni, aici maxim 10, atâția eram la început, după care acum am ajuns în 5 ani, care, nu știu, poate pare mult, dar a trecut foarte repede, la 10 bucătării, cred că niciodată n-am ținut socoteala, sute de voluntari care au trecut, dacă nu mii, oameni care fac donații mici sau mai mici sau mai mari, în mod constant, ei ne asigură bugetul. Noi niciodată n-am avut o sponsorizare mare dinspre primărie sau dinspre vreun, nu știu, să aplicăm pentru un proiect european sau ceva de genul ăsta. Deci bugetul nostru e realizat în mare parte din donații mici, de la oameni care donează sume, nu știu, de la 10, 20, 100 de lei, 200 de lei, fiecare cât poate. Deci faptul că atât de mulți oameni cu gesturi mărunte au venit în spatele nostru fără să facem campanii de presă, adică lumea a venit mereu spre noi. Pentru mine arată cât de mult potențial și cât de multă dorință e de a face niște fapte bune mărunte, să zicem. Și cât de mare impact vedem că au asta asupra beneficiarilor noștri. Iar noi, asta zic mereu, noi cei care ne ocupăm de administrarea întregului proiect, să zicem, cei 3-4, nu suntem decât niște vehicule în toată povestea asta. Pentru noi e o responsabilitate foarte mare și asta pot să zic că simt așa fiecare zi de joi. Nu-i un stres, nu-i nicio super bucurie, pentru că e un timp pe care îl dai și nu-i doar cele 2-3 ore de gătit, că trebuie să mergi și la cumpărături, în fine, trebuie să vorbești cu voluntarii, câteodată nu pot să vină, cei pe care îi aștept și trebuie să găsești alternative. Deci nu-i neapărat o mare bucurie că, wow, o să pot găti iarăși. Nu e niciun stres, e o responsabilitate, pentru că cei care, pentru care gătim, știu că trebuie să primească mâncare, deci se așteaptă. Eu nu putem noi să venim într-o zi să zicem azi n-am chef, joia asta nu, pentru că ei așteaptă. Dacă nu le trimitem mâncare săptămâna asta,
dacă noi ne pierdem beneficiari, ne pierdem cumva rațiunea de a, de a fi. În același timp e o responsabilitate și față de cei care au donat. Și care au donat fără să ne ceară vreodată, nu știu, un raport contabil, că ce am făcut. Deci sunt pozele de pe Facebook, sunt, nu știu, aparițiile. Merg pe încredere. Da, e o foarte mare încredere în noi ca, ca oameni. Și știu că donează sumele acelea pentru că, și chiar pentru că vedem, mai ales cei care fac prin bancă, scriu acolo și sunt mulți care scriu, nu știu, dau 100 de lei și spun pomană de moș. Sau se gândesc la cineva, pur și simplu, au în minte că fac o faptă bună fie pentru aceia lor, fie pentru niște oameni care au nevoie. Deci noi asta trebuie să facem. Dacă, nu e ca și cum putem să luăm, am putea să zicem, nu, gata, dar avem tot bugetul în spate cu care ce să facem. E acolo pentru ca noi să facem mâncare pentru beneficiarii noștri. Deci de asta zic că e foarte multă responsabilitate aici. Și e uimitor faptul că s-a dezvoltat atât de mult și atât de repede. De multe ori primeam întrebarea, care e scopul pe termen mediu? Vă doriți să mai deschideți nu știu câte bucătării? Deci scopul nostru întotdeauna e săptămâna următoare, pentru că așa am pornit de la început. Scopul era să avem destui bani să putem face și joia viitoare, dacă tot am început asta. Și așa funcționăm și acum. Așa procedați și pe plan personal? Vă faceți planuri doar sau vă fixați obiective pe termen scurt? Încerc să nu fixez foarte multe obiective. Adică lucrurile, știu că lucrurile bune se întâmplă în momentul în care încerci să îți faci treaba așa cum trebuie. Nu știu unde te poartă viața. Adică nu, nici profesional n-am încercat vreodată să-mi stabilesc așa niște obiective foarte mari de carieră. Poate că e un dezavantaj ăsta. Deci iau lucrurile cum vin și încerc, dacă mă înham într-o poveste, să o duc așa cum trebuie. Și lucrurile vor veni de la sine. Deci dacă cineva mă întreba legat de masa caldă acum 4 ani, să zicem, la un an distanță după ce am pornit, unde vă vedeți peste 5 ani, aș fi zis, nu știu, deci scopul, exact ce spun și acum, scopul e să trecem de joia următoare. Și treptat, lumea a venit și ne-am extins așa, fără să ne propunem asta, dar când s-a întâmplat să ne extindem, am fost pregătiți și ne-am adaptat din mers oarecum. Dacă nu s-ar fi întâmplat, nu cred că am fi resimțit neapărat o mare dezamăgire, pentru că făceam oricum și eram mulțumit de ceea ce făceam. Deci se poate schimba lumea cu pași mici, lumea din jurul nostru cel puțin. Lumea din jurul nostru e mai bună decât credem. Deci e foarte mult negativism în jurul nostru legat de oameni care nu sunt interesați, care, nu știu, pleacă sau cei care ne conduc și zrăi și așa mai departe. Deci atâtea mesaje negative se dau în jurul nostru încât asta e obositor, nu realitatea în sine, cât percepția asta cu care suntem asaltați. Iar ce se întâmplă la o masă caldă e o dovadă foarte bună, foarte palpabilă, că lumea din jurul nostru e mult mai dispusă și să se implice și să facă bine. Ce lipsește poate de multe ori un soi de cadru, să zicem, pentru că poate lipsesc... sau nu că lipsesc, nu sunt așa de vizibile inițiativele la care lumea să se alăture. Ne-am apropiat de final. Ultima întrebare. Care e poate cel mai frumos cadou pe care vi l-a oferit viața până acum? Copiii, nu pot să zic altceva. Copiii acolo e responsabilitate și mai mare. Nu știu cum, nu pot să știu cum ar fi fost dacă n-ar fi fost copiii, dar deja când apar ei se schimbă foarte multe lucruri. Deci totul se reorganizează și într-un mod, poate pentru unii frustrant, nu știu, dar se repune totul pe alte baze. Deja nu mai lucrez pentru tine sau pentru cariera ta, deja ai alte, prioritățile se schimbă și vorba de oameni, nu de, mă rog, un loc de muncă sau o casă sau altceva. Deci cred că asta e elementul cel mai important. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie și vă dorim succes în continuare. Mulțumesc. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.